Mai departe cu vești proaste pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să ia anul acesta credite ipotecare. Băncile au început să majoreze și dobânzile fixe de la începutul acestei luni. Mai multe unități bancare și-au majorat dobânzile fixe cu până la 1%. Astfel, dobânda este acum de 9,25%. Mai mult, banca respectivă a redus perioada de dobândă fixă de la 7 la 3 ani. O altă instituție bancară a hotărât să crească dobânda fixă cu 0,6%, astfel că aceasta a ajuns acum la 10,2%, iar în al treilea caz vorbim despre o bancă ce a hotărât majorarea dobânzilor fixe cu 0,3%, iar acum cea mai mare dobândă fixă la această bancă ajunge la 8,29%.